Hai să-i punem pe Sfinți undeva sus și pe întinați undeva aici, da? Sfinții sunt sus și întinații sunt jos. Ce fac Sfinții? Se Sfințesc. Ce fac întinații? Se întinează. Ce se întâmplă cu distanța dintre cele două categorii? E o deosebire din ce în ce mai mare. Unii sunt din ce în ce mai răi, alții sunt din ce în ce mai Sfinți. Vreau să pun o întrebare, frăților. De ce arătăm din ce în ce mai mult ca lumea? Dacă distanța dintre noi trebuie să fie din ce în ce mai mare? De ce ne îmbrăcăm din ce în ce mai mult ca lumea? Dacă distanța dintre noi și ei trebuie să fie din ce în ce mai mare? De ce vorbim asemănător lumii dacă distanța dintre cele două categorii trebuie să fie din ce în ce mai mare? De ce cântăm? într-un stil din ce în ce mai asemănător lumii, dacă diferența dintre noi și ei trebuie să fie din ce în ce mai mare. Vă spun eu de ce. Și asta ar trebui să fie avertizmentul unei tragedii imense în Biserica Contemporană. Pentru că îi ajungem din urmă. Asta înseamnă că nu reușește lumea să se întineze atât de repede pe cât coborâm noi spre ei de repede. Vreau să spun lucrul ăsta ca o reacție vehementă și sub formă de confruntare deschisă la ceea ce se petrece în Cluj în aceste zile. Este un concert satanic la care participă sute de mii de oameni, precădere tineri. Oameni care se dau drept demonizați, nici măcar nu se ascund, și care produc o atmosferă demonică, cântă o muzică demonică, arată ca niște demoni și vorbesc ca niște demoni. Trist. Tragic. Problema este câteva săptămâni în urmă a avut loc un concert creștin. Cu o participare numeroasă a tinerilor din bisericile evanghelice. Rușine să le fie. Concertul acela nu e foarte diferit de aceea, ce se întâmplă la acest concert satanic, luminile strălucesc și se bat pe pereți și în aer de dainepilepsie. Vă rog frumos, stimați tineri, nu mutați hotarele pe care le-au așezat părinții voștri, că au făcut-o cu înțelepciune și cu frică de Dumnezeu. Nu faceți reforme nebunești, nenecesare, care doar gâdilă firea pământească, favorizează firea pământească. Nu hrănesc și nu ridică Duhul. Ascultați-mă, vă rog frumos, dacă reformele pe care le-au făcut în biserici în ultimii câteva zeci de ani ce reforme? Să stăm amestecați, să dăm jos acoperirea capului, măcar că e negru pe alb în scripturi și își bat joc de noi și de inteligența noastră când spun că acoperirea capului este părul. Mă lăsați să fac o paranteză, aveți un pic de răbdare. Bine, sunt de acord. Părul este acoperirea capului. Scrie acolo într-un verset. Ce spune? Femeia e o urăciune să se roage cu capul dezvelit. Dacă părul este acoperirea capului, atunci e, să aveți păr. Dar spune că bărbații, la bărbații e o urăciune să se roage cu capul acoperit. Chilug, fraților, asta înseamnă dacă părul este acoperirea capului, toți bărbații trebuie să se tundă zero, ca să nu se roage cu capul acoperit. Ce falș, ce pervizi, aceiași oameni care spun surorilor să-și dea baticurile jos, ei își lasă plete. Dar adeți-vă, mă! că și Pavel le-a spus la unii, scrâjelați și schilodească-se. Numai ca să vedeți cum firea pământească este perfidă și poftește împotriva Duhului, ascultați ce spune textul. În lumea aceasta există o normă de conduită care spune că e rușine pentru o femeie, să fie tunsă sau rasă. Spune așa acolo Biblia. E că știu pe din afară textul. Deci, tunsă sau rasă. E urât în societatea în care trăi ca o femeie să fie tunsă, în, inclusiv în secolul 21 În lumea nebună de astăzi, când vezi o femeie tunsă, zero sau rasă în cap, te sperii. Într-o lume de nebuni, asta e o nebunie încă. Și acum spune textul. Dacă e o urăciune să fie tunsă sau rasă, și Biblia zice să se roage și să prorocească cu capul acoperit, pe urmă spune, dacă nu vrea să-și acopere capul, ce înseamnă dacă nu vrea să-și acopere capul? Se tunde și se rade, nu? Că nu avem batic să se tundă și să se radă. pentru păi de ce Pavel nu are rațiune? Deci, încă o dată traduc. Dacă nu vrea să se acopere, asta înseamnă dacă vrea să se tundă sau să se radă, să se tundă și să se radă. Păi e deja să și rasă, frate. Acolo, scumpii mei, e vorba de două acoperiri. E acoperirea naturală a capului pe care nu o dai jos și o pui doar la rugăciune și la prorocie, că nu li s-a spus surorilor să umble cu peruca în buzunar. Și când prorocesc, se roagă să o pune pe cap și când mai prorocesc, să se dea jos. Aia e acoperirea permanentă a capului și naturală a capului pe care ți-a dat-o Dumnezeu. E părul. Când te rogi și prorocești, capul trebuie să fie acoperit cu o acoperire artificială, care este un semn al stăpânirii. Pentru că dacă știi să te raportezi la poruncile și obiceiurile societății în care, în care trăiești, cu atât mai mult ar trebui să te raportezi și să te supui principiilor împărăției lui Dumnezeu, din care pretinzi că faci parte. În împărăția lumii e rușine să fii fără păr, în împărăția lui Dumnezeu este o urăciune să te rogi și să prorocești fără să-ți acoperi capul, nu cu păr, ci cu un material oarecare. Nu-i zic batic, convelitoare, că dacă zic batic zicea, dar unde scrie în Biblie de batic? Păi în Biblie nu zice să nu fumezi, nu spune să nu te droghezi, dar zice să nu dai banii pe lucruri nefolositoare, zice să nu nimicești trupul acesta, zice multe. Avem grijă la acești falși învățători care speculează tot felul de pârghii și din păcate pe mulți tineri îi păcălesc fraților și uneori și pe părinți. Ce vreau să spun cu asta? Pentru ca să nu ne facem de râs între oameni și cineva zice, păi e vorba de cultură, nu e vorba de cultură, zice, din pricina îngerilor.